la reabilitarea corpului A al Spitalului Județean, pe fondurile de dezvoltare ale Consiliului Județean, se pare că s-a deschis o axă de finanțare pe POR. Încercăm cu direcția de strategii să facem toată documentația, astfel încât să putem depune proiectul european, dacă ne încadrăm, pentru a recupera aceste 8 milioane de euro. Dacă va fi cofinanțare de 10-20%, atunci vom recupera niște bani din fondul de dezvoltare al Consiliului Județean și asta este un lucru bun. Ce este foarte important este că deja am dat drumul la partea de achiziție, este partea de proiectare și execuție și am zis să suntem într-un grafic înaintat, chiar dacă vor fi fonduri europene, chiar dacă vor fi din bugetul de dezvoltare al Consiliului Județean, acest proiect trebuie să meargă mai departe, că ține efectiv pentru bunăstarea și sănătatea pacienților din Brăila. Vreau să vă întreb tot, doamna doctor Rășnoveanu, când ați vorbit